Astăzi se termină, în sfârșit, 2020. Un an greu pentru toată lumea. Ce aș putea să vă urez și să-mi urez pentru noul an? Nu pot să mă gândesc la cuvinte mai potrivite decât înțeleptele vorbe ale regelui David în Psalmul 94, două versete, 18 și 19. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijină totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale mi înviorează sufletul. Asta vă doresc și îmi doresc pentru 2021, ca Dumnezeu să ne fie alături, să-L simțim, să ne ținem strâns de El și mângâierile Lui să ne învioreze sufletul. La mulți ani 2021!